PNL Gor se află iarăși într-o perioadă proastă din punctul de vedere al imaginii, după ce Curtea Constituțională a decis că primarii care au suferit pedepse penale cu suspendare își pierd mandatele, ceea ce înseamnă că edilii liberali de la Vladimir și Drăguțești, ambii cu probleme de acest gen, vor fi nevoiți să renunțe la funcțiile obținute după ce Prefectura Gorj va semna ordinele de revocare. Asta înseamnă că administrația locală din cele două comune va cheltui încă o dată bani pentru organizarea alegerilor, lucru care putea fi evitat dacă PNL ar fi propus ca și candidați oameni care să nu atârne de noroc în privința modificării legislative. Revocarea din funcție aleșilor locali condamnați cu suspendare se aplica deja de ceva vreme și avea statut de literă de lege, atunci când liberalii au acceptat candidaturile lui Vasile Moșoiu la Drăguțești și Ion Ianăș la Vladimir. Singura speranță a liberalilor ce s-a întrezărit mai târziu, în momentul în care Senatul a decis că doar condamnații penal cu executare să plece din funcțiile de conducere din administrația locală, s-a spulberat după ce Curtea Constituțională a admis contestația președintelui țării cu privire la modificarea adoptată de senatori, care dădea dreptul condamnaților cu suspendare la mandatele pe care le-au câștigat în luna iunie. Președintelui PNL Gorj, Dan Vâlceanu, este greu să admită că va pierde doi primari în județ și chiar îl victimizează pe Vasile Moșoiu, despre care spune că, dacă va fi revocat, prefectura comite o greșeală în ceea ce îl privește, pentru că pedeapsa în cazul său s-a încheiat. Dan Vâlceanu are dreptate, însă nu în punctele esențiale, așa că procedurile legale în cazul primarului de la Drăguțești își vor urma cursul spre o finalitate nedorită de partid. Vasile Moșoiu a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese pe data de 16 ianuarie 2015, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, pedeapsa principală s-a scurs la 16 ianuarie 2016, însă nu și cea complementară aplicată în baza aceleiași hotărâri. Mai exact, prin aceasta i s-a interzis lui Moșoiu dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat. Pedeapsa complementară, conform legislației în vigoare, intră în vigoare după încheierea pedepsei principale, adică de la data de 16 ianuarie 2016, și înseamnă că se va încheia la aceeași dată, anul viitor. Până atunci, Comuna Drăguțești va avea de mult un nou primar, ales de cetățenii chemați iarăși la urne, după ce în iunie i-au acordat încrederea celui care a mai fost odată revocat tot din cauza condamnării penale cu pricina. Vâlceanu are dreptate și cu privire la un alt aspect, și anume motivul din care i-a lăsat să candideze atât pe Ianăș cât și pe Moșoiu, pentru că legea permite. Lucru total adevărat și în același timp paradoxal, așa cum sunt multe dintre prevederile legale din România. Legea permite celor cu probleme de genul celor doi să candideze, dar nu le dă voie să-și exercite mandatul, așa că dacă vreunul dintre cei doi s-ar ambiționa să candideze din nou, ar putea face acest lucru, însă după validare ar fi iarăși revocați. Pentru ca bugetul celor două comune să nu mai aibă de suferit, ar fi bine ca Dan Vâlceanu să nu considere că li se cuvine încă o candidatură doar pentru că legea permite. Președintele, de puțin timp unic al liberalilor gorjeni, ar putea lua în calcul, măcar de data asta, zecile de mii de lei care nu peste mult timp se vor cheltui cu organizarea alegerilor în cele două comune. Irosirea banului public ar fi un motiv suficient pentru un lider de partid responsabil să nu mai permită să se apropie de astfel de funcții unor personaje care pot să le ocupe din cauza permisivității absurde a legii, dar apoi să le piardă datorită altor prevederi legale. Mai ales că de data asta nu mai e nevoie de voturile lui Moșoiu și Ianăș pentru Consiliul Județean.